Bună seara, dragii mei, sunt Arotela, pe etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, etalare pentru carieră și pentru sănătate. După cum vedeți, mi-am pregătit o parte din cărți, în timp ce amestecam cărțile cu care voi clarifica oracolele specializate pe carieră. A vrut Musai să se arate balanța, justiția. Probabil că în carieră trebuie să aveți a face cu un contract, eventual cu tribunalul, cu niște acte, cu justiția, cu un avocat, cu tot ce ține de chestiunea asta. Într-un fel sau altul să vă echilibrați viața profesională într-un anume fel. Dar justiția în general vorbește despre acte. Eventual să manifestați adevărul, să comunicați adevărul. Poate pe 11 să vi se întâmple ceva sau să aveți ceva de întâmpinat înainte de iaute, înainte de ieșirea lui Mercur din retrogradare. La capătul setului de cărți aveți lumea, încheiere de capitol. Teoretic ar trebui să fie o lecție învățată în care voi, semn de aer, v-ați consumat foarte mult, v-ați simțit oarecum victime într-un contract sau într-o relație obositoare, posibil cu un semn de foc, dar nu obligatoriu, poate să fie și cu un semn de pământ. Relația, contractul, situația v-a consumat energetic, s-a dezvoltat foarte, foarte greu. Poate chiar ați simțit că stagnează. Ați simțit că vă blochează, că vă ține ca într-o colivie pe voi, frumoaselor balanțelor care aveți nevoie să socializați și să ieșiți în evidență. O situație... Ce mai vreți să încheiați? O nebunie. Poate relația a fost cu un berbec, că vă semn de foc, dar nu e obligatoriu, sau cu un vărsător, sau pur și simplu considerați că a fost o nebunie, dintr-un punct de vedere. Oricum, unii dintre voi vreți să o luați la zero, de la zero, evident, în carieră vorbind, dar poate că se manifestă și în sănătate și în relațiile personale. Vreți să vă creați o strategie specială? Eventual fugiți de acest trecut despre care am tot vorbit până acum și vreți să vă creați o strategie isteață ca adevărate balanțe. Ce sunteți voi? Ce să avea voi aici în balanță? Soare sau lună sau Venus sau ce mai fi? Așa? Și să manifestați o colaborare armonioasă, că până acum nu a fost armonioasă, eventual cu cineva care vă înțelege și nu doar profesional, cred că vă doriți să vă înțeleagă și din alte puncte de vedere. Este cartea îndrăgostiților, sufletelor perechi, gemene, posibil vreți. Pe de altă parte, vreți să manifestați cu orice echipă o victorie. Asta e un mesaj. O victorie și să călătoriți către cineva care a vă duce fericire, dar față de care v-ați separat, ați stat în tăcere, v-ați izolat unul de celălalt, ați încercat să vă detașați emoțional, nu știu, într-un fel sau altul a fost un refuz din partea voastră sau a lor. Dar vreți să mergeți către cineva, posibil cu planete în pești? Ați investi în acest ideal, în acest vis frumos, pentru că știți că va aduce într-un fel sau altul fericire. Eventual aveți răbdare sau poate, interesant, sau poate de vreo 7 luni sau 7 săptămâni, nu mai comunicați. Pentru că nici 7 de monede nu comunică prea mult. Stă și se gândește dacă să investească sau nu. Vreți să ieșiți din trădări, din griji, din supărări, din nopți pierdute, să mergeți cu încredere, să vă luptați pentru acest semn, pentru un semn de apă sau persoană care vă aduce satisfacții. Evident că poate să fie la locul de muncă, doar citirea s-a nimerit la carieră. Posibil unii dintre voi, dacă aveți un geam în împreajmă, să vă doriți să vă eliberați, pentru că văd multe cărți care arată semnul gemenilor și nu toate sunt pozitive. Apare și mincinosul sau măscăriciu și manipulatorul. Sunt multe variante. V-am dat doar
Câte? Două? Două. În fine, o să pun cărțile, o să le amestec. Ia uite, Marea Preoteasă, pentru unii chiar e persoana în semnul peștilor sau în semn de apă, pești, drac, scorpion, e o chestiune secretă? Ia. Da, secretă e între voi, voi, în secret, poate chiar un trio. Oh, da, dar în acest trio aveți și destinul. Aveți destinul vostru aici. În acest trio este destinul vostru. Persoana care vă e destinată, eventual să colaborați, să vă echilibrați, să țineți în secret. Ia să vedem ce mai sub. Ia că sunt curioasă. Ui, băi, nu se poate. Steaua. Ia uite, și justiția. Și Marea Preoteasă, da? Și balanță, iar. Un turn. Eventual. Eventual niște persoane au intervenit în această situație. Sunt multe variante. Semn de pământ sau semn de foc? Cum spuneam și cum vedeți și voi din seria oracolelor specializate pe carieră, ați primit deja mesaje de la îngeri. Mi se recomandă, dragii mei, balanțe, să faceți yoga. Ce frumos că sunteți cam triști unii dintre voi. Să vă echilibrați chakrele. Să vă conectați la spiritualitate din seria chakrelor, din seria cărților care vă sfătuiesc ce chakre ar trebui lucrate. A apărut un mod special, chakra a doua, a sexualității, a creativității. Chakra a patra, a inimii, trebuie să învățați să vă deschideți inima, pentru că știm bine că semnele de aer nu prea comunică din inimă, fără supărare. Sunt semne mentale. Trebuie să vă deschideți inima, eventual să aveți încredere și să anticipați. Chakra a șasea, al treilea ochi, da? Dar ca să ajungeți acolo, trebuie să treceți prin toate. Eventual să anticipați viitorul în carieră, viitorul în sănătate și în relații. Mai este interesant, 2, 4, 6, creștere din 2 în 2. Interesant, creștere din 2 în 2. Eventual creșteți unii în momentul în care lucrați cu chakrele. De la relații pur fizice, sexuale, la relații sentimentale profunde, la relații spirituale în care deja vi se dezvoltă anumite percepții speciale, extrasenzoriale, clar viziunea, clairvoianțul, da? Interesant. Seria oracolelor, yoga. Faceți yoga, dragii mei? Pentru unii s-ar putea să fie parte din calea voastră spirituală, din profesia, poate ar trebui să integrați în profesia voastră, știu că sunt multe variante de a integra yoga în jobul vostru. Eventual la job să vă faceți timp, să faceți meditații, eventual să deveniți instructori unii care ați lucrat destul de mult timp în acest sens. Eventual învățați să anticipați viitorul, da, practicând. Construiți ceva special. Eventual vă reconstruiți, vă remodelați pe voi. Poate să fie și corpul vostru, evident, că avem carieră și sănătate aici. Builderul cred că a mai apărut și la cel la berbec. În fine, dacă are vreo legătură. Dar totuși e talare pentru voi, pentru carieră. Vă construiți și spiritual unii dintre voi, nu doar practic. Vă construiți conform dorințelor, interesant, dorințelor inimii. Da. Încercați să echilibrați emoțiile cu aspectul practic al vieții. Da? Și să integrați emoțiile pentru voi semne de aer nu este chiar ușor. Nu este chiar ușor, dar ascultați-vă inima și să nu uităm că a venit chakra a patra a inimii. Trebuie să practicați eventual această yoga, aceste meditații. Poate unii, pentru că aveți chakra a doua a sexualității și creativității, trebuie să practicați ceva creativ, poate chiar cântați unii dintre voi.
oricum lucrați-vă acest talent, da? Practicați constant și în acest fel vă veți da putere. Eventual vă energizați practicând ceva creativ, eventual muzică, unii dintre voi, dar vă întăriți puterea, eventual vă apropiați de o legătură, de o colaborare cu cineva la fel de puternic ca voi, la fel de creativ, da? Și posibil, interesant, aveți cărți de oracole și predare și pedagogie. Pentru unii care intră în acest parteneriat puternic, posibil, persoana respectivă, ori voi să aflați pe această cale a tarotului despre această posibilitate, ori ei să practice tarotul, să-l predea într-o formă sau alta, sau informațiile să le predea și practicând aceste lucruri, ei să devină mai puternici. Dacă e vorba de colaboratorul, colaboratoarea voastră, posibil pentru unii să fiți chiar voi. Pentru unii, câțiva. Însă, ce ar mai trebui să zic? Primul și în primul rând, lucrați-vă inima. Sau lucrați din inimă, din suflet. Eventual, ce frumos mesaj, da. Puneți-vă în practică, materializați-vă dorințele inimii. Că e vorba de relații, că e vorba de carieră, da? Cu alte cuvinte, găsiți-vă acea carieră care vă reprezintă. Hai să și clarificăm. Deocamdată unii dintre voi plângeți într-o relație sau cineva plânge după voi, dar într-un contract, să zicem că vorbim de carieră, dar trebuie să vă vindecați. Și interesant că apare și yoga și echilibru, care echilibru de obicei, temperanța, asta sugerează echilibru emoțional prin lucru cu chakrele, comunicarea cu îngerii. Da? Ia uite ce frumos, lumină deasupra, lumină deasupra. Și vă atrageți în felul ăsta abundența, poate unii sunteți într-o relație de lungă sau ați fost într-o relație de lungă durată cu un semn de foc. Că e la locul de muncă, că e acasă, iar vă aleasă. Clarificăm yoga. Ok, asta. Te îndrăgostiți. Dacă vreți o colaborare, cum am spus mai devreme, super trooper, învățați să meditați, să vă curățați, să vă centrați, e un concept complex, și să manifestați această colaborare. Eventual, dragii mei, mai este vorba că sunteți balanță, echilibrați-vă masculinul cu femininul. Sunteți venusieni în prima casă, dar în casa a șaptea a relațiilor manifestați Marte. De obicei, balanțele pot să fie foarte agresive și foarte bătăioase când se hotărăsc. Aici e mai greu cu hotărâtul. Așa avem totuși o imagine care reprezintă dualitatea. La capătul setului de cărți există o persoană, femeie mai degrabă, regină, preîmpărăteasă, față de care aveți o pasiune. Posibil vă doriți o colaborare cu acest personaj, pentru că am spus că regina de monede e și creativă, face și bani, într-un mod creativ, poate practică artă, muzică, orice, da? Posibil să fie singură, posibil să o vedeți ca pe o regină sau ca pe o viitoare, înțelegeți voi. Persoană stabilă în viața voastră. Aveți multă pasiune, însă trebuie să vă vindecați de un contract spiritual, religios, evident, vorbim de carieră și vreți să schimbați ceva, să călătoriți, să munciți pentru această colaborare. Iar trei de monede.
Pentru unii posibil semn de apă sau cu planete în semn de apă, valetul de cupe, luna și împărăteasa, iar am vorbit de împărăteasa și mai devreme, posibil în martie. În fine, persoana pe care o simțiți foarte special. Și aveți și sentimente, dar cred că unii dintre voi vă doriți și o colaborare. Într-un fel sau altul. Clarificăm constructorul. Oricum, dacă e vorba de colaborarea asta mult visată și mult dorită de majoritatea, regina de monede și nouă de monede, vă confirmă că puteți avea abundență, da? Printr-un proiect creativ. Poate aveți planete în semnul fecioare pentru că a apărut și la ei asul de bâte. Planete. Atâta zic. Planete. Ca să nu complic lucrurile. Clarific. Uf. Okay. Ia uite. Constructul și a venit 4 de monede. Un element destul de... Ia uite, și 3 de monede. Vreți să construiți. Să construiți clar. O, 3 de monede, 10 de monede. O construiți o casă. Sau, să zicem, o afacere. O afacere extrem de abundentă. Dar pentru asta sunteți conștienți că trebuie să o luați pas cu pas. Și sunteți încăpățânați. Sunteți fixați. Fixați pe această idee. Și builderul este foarte fixat. Și practica asta confirmă faptul că trebuie să lucrați în fiecare zi pas cu pas la această colaborare, construcție, care va duce extrem de multă abundență. Poate chiar pentru unii și căsătorie, și casă, și familie. Să vă ridicați o lume, vă creați o nouă lume, eventual posibil să fie o chestiune... O afacere care va, nu contează subiectul afacerii, pe care o veți prezenta în lume, care vă va ridica deasupra multora, pe voi, balanțe, interesant, care ați suferit, care, na. De fapt, nu e vorba de suferință, care n-ați putut până acum să ieșiți dintr-un anume mental, anumit fel de mental, vreți să începeți să vă exprimați sau să comunicați emoțional cu cineva sau pur și simplu, să renașteți ceva în voi, iar călătorie, iar muncă. Dar, în principiu, cărțile arată foarte fain lumea și justiția. Ia uite. Să le pun la loc, da? Lumea și justiția. Lăsați în urmă, eventual, grijile. Învățați să manifestați prin meditație, de fapt. Degeaba vă concentrați mental. Vreau să fac cu tare, vreau să fac cu tare, vreau să fac cu tare. Învățați să manifestați această superbă carte prin meditație. Și eventual, puneți osul la treabă, că așa se zice, da? Că aveți numai cărți de pământ. Posibil aveți planete în semn de foc, care vă susțin, vă dau putere, ambiție, răbdare, tenacitate și câte mai câte. Ia să pun pauză, să amestec pentru sănătate. Un mesaj pentru unii dintre voi. A venit spânzuratul invers și nouă de bâte invers. Posibil se leagă și de carieră și de sănătate. Spânzuratul înseamnă o nouă viziune. După ce ați stagnat, ați avut blocaje, ori făcute de voi, adică v-ați creat voi blocajele, ori alții v-au blocat într-un fel sau altul, vreți să spargeți aceste blocaje. Și aveți o nouă viziune și e drăguț că avem aici lumină, Probabil dacă meditați, mai mult ca sigur, dacă meditați găsiți acele idei care să vă scoată din om de spade și curajul și credința, cum să vă dezlegați de legături profesionale sau karmice, sentimentale,
care v-au ținut pe loc într-o privință, într-o privință. Aveți o colaborare care v-a adus mari dezamăgiri aici. Teoretic ar trebui să fiți voi sau un alt semn de aer sau un semn de pământ, da? Colaborare care v-a rănit inima într-un fel sau altul. Va da frisoane. Va da frisoane, v-ați simțit reci. Poate aveți probleme de circulație unii dintre voi. Interesant. Mai ales dacă aveți planete în vărsătură. Însă, vreți să mergeți, să lăsați aceste situații neplăcute, să le lăsați în urmă, să mergeți cu pasiune către cineva, că iar apare temperanța, ia uite. Da? Temperanța. Vreți un început, eventual să comunicați, măcar atâta. Dacă nu puteți acționați, măcar să comunicați despre această situație. Și v-am mai spus și la celelalte, sau l-am spus la alte zodii, nu la voi. De multe ori, cariera se leagă de sănătate și de viața particulară, viața intimă. Uite ce cărți au venit. Iar apare justiția, clar că e vorba de voi. Capătul setului de cărți, valetul de pâte. Justiția. Lumea, cavalerul de cupe. Drăguț. E drăguț. Aș prefera să le pun altfel. Lumea, cavalerul de cupe și justiția. Asta înseamnă, pe de-o parte, carieră, sentimente sau sănătate. Repet că toate se leagă. Vreți să învățați o lecție karmică. Varianta bună a lui Saturn. Da. Vreți să încheiați un capitol lung și să începeți un altul. Da? Să o luați, nu mă o să ai de la zero. Să manifestați ceva nou și să manifestați, să zic, comunicare emoțională, poetică, dacă e vorba de carieră creativă, da? Care să vă echilibreze, să vă... A, și nu doar să vă echilibreze, să vă reprezinte, că aici e justiția, balanța. Și reprezentându-vă pe voi, în felul acesta în care vă veți exprima artistic, chiar am vorbit de artă, că și valetul de bâte e foarte creator, creativ. Ia uite, bute și cupe. Amândouă sunt creative. Comunicare, comunicare peste apă, da? Care vă echilibrează viața. Vă simțiți în control în momentul în care reușiți să faceți acest... O, sufletul pereche! Sau colaborarea aceea ideală. Vorbim de carieră. Acum, sănătate. Sper că-s coerentă. Că e destul de târziu. Sănătate. Pentru foarte puțini dintre voi, cavalerul de cupe poate să aducă și vestea unei sarcini. Asta pentru că lumea uneori poate să arate, da, ca o naștere. Da? Persoana goală iese dintr-un cerc. Dintr-un cerc. Iese dintr-o lume și intră într-o altă lume, înțelegeți voi, da? Ca să vorbesc mai discret. Pentru unii poate să fie o naștere, un copil care vă echilibrează viața sau vă dezechilibrează, variază, într-o căsnicie, să zicem. Acum, sănătatea. Lumea este carte bună. Dar pentru unii, iar mă gândesc la probleme de circulație. Poate unii dintre voi ați avut alergii și trebuie să învățați să vă protejați. Asta pentru că văd piele. Piele care este înfășurată și sunteți într-un cerc. Oh, interesant. Aș mai vedea și Kundalini. Asta, oh, Doamne, ce frumos ar fi pentru unii dintre voi să-mi dați mesaj peste un timp că v-ați trezit energia Kundalini. Dacă faceți meditație, ce frumos, intrați într-o altă dimensiune, într-o altă lume
Și puteți să treziți acest kundalini. Și dacă treziți, dați lovitura. Dacă treziți acest kundalini, wow, faceți-mi și mie cinste. Adică veniți cu acest mesaj, cavalerul de cupe, și dați-mi și mie un suc, dacă chiar reușiți să faceți chestia asta. Cavalerul de cupe, cavalerul de cupe. Din punct de vedere al sănătății. Aha, trebuie să bezi mai multă apă ca să vă echilibrați rinichii, pentru că știm bine că balanța reprezintă, da, ovarele sau rinichii. Trebuie să bezi mai multă apă dacă aveți probleme. Dacă aveți probleme în acest sens, ar putea să vă afecteze și pielea, unii dintre voi, și vorbesc de marcaj pe balanță, nu musai semn, da, nu musai soare. Venus în balanță sau orice altă planetă în balanță afectează rinichii. Și rinichii, da, pot afecta în timp pielea. Eventual încercați să integrați niște tratamente prin lichide, nu pastile, da, nu chestiuni solide, lichide. Poate cineva intră în lumea voastră și vă echilibrează viața, sănătatea, prin acest fel de a se purta, de a comunica emoțional, poetic, artistic, blând, în principiu blând. Intră în lumea voastră. Am spus că e vorba de o naștere, de o intrare. Nu musai copil, un personaj. Pentru unii, repet, și știu un caz, cel puțin un caz, să se refere și la acest semn de apă care v-ar echilibra într-un fel. Mentalul, fizicul, sexual, da? Într-un alt fel de mult. Da? Asta pentru că aveți valetul care își dorește chimie, atracție. Iar o chestie de sarcină, aveți grijă dacă aveți o aventură cu cineva, să nu, persoana să nu rămână. Dacă vreți copilul, e treaba voastră. Dacă nu-l vreți, un pic de precauție. Comunicare, călătorie cu un suflet pereche. Pentru unii poate să fie... Întâlnirea cu cineva care vă vindecă. Cavalerul de cupe poate să fie și un consilier sufletesc, psihologic, cu care discutați anumite lucruri care vă echilibrează, iar vorbind de echilibru, de justiție și echilibru, vedem, sau, da, echilibru, vedem și la împărat. Da. Cam asta este ce văd. Cam asta este ce văd. Aveți nevoie de comunicare, semn de aer, dar e cu spada în sus, care să vă echilibreze, pentru că sunteți unii dintre voi într-un dezechilibru, jonglați. Dezechilibru datorat unei decepții. Și luptați pentru recâștigarea încrederii în voi și, pentru un nou început, pentru stabilitate, eventual pentru revitalizarea voastră. Cam asta ar fi cu sănătatea. Consilier psihologic, emoțional, chiar artistic. Știu că sună ciudat, dar asta e. Chakra a doua sexualității, aici este ocupă. Acolo trebuie lucrată. Adică sexualitatea, cum am zis mai devreme, și la energia kundalini, odată trezită, că pe acolo intră. Da? Reușiți să vă manifestați, să vă echilibrați, să vă calmați și fizic prima casă, prima casă a berbecului și relațiile. Colaborările. Și am zis, odată ce ai rezolvat această chakră a sexualității, creativității, da?
reușit să anticipați. Vă vindecă și inima persoana aceasta, într-un fel sau altul. Cam atât, cam atât. N-are rost să mai forțez. Vă pup, ne auzim la următoarea.